în distribuția la motorul de Ford, valabil pentru Mustang, pentru Focus-ul, cred că 2 sau 3, tot ce înseamnă motor EcoBoost. În ce privește partea de distribuție, după cum se prea poate observa, ei, americanoi, ei zic așa, că domnule, să băgăm supapele în forfecare pe cilindru numărul 4. Așa scrie la manual. Bine, cine a citit manualul? Eu doar așa m-am uitat pe el, l-am răsfoit. Există un kit de calare care este universal, să zic, pentru motoarele EcoBoost. Practic, o bucată de fieraică cu o formă specifică și cu un șurub. Asta se poate face oricum, pentru că poziția distribuției, după cum se prea bine observa, se poate observa, este destul de elementară. Da? Avem forfecare pe cilindru 4, vârfurile la came pe cilindru 1 sunt în sus adunate, variatoarele sunt libere în momentul ăsta, sunt slăbite pe ulițele, da? Și, bun, pinioanele de la variatoare sunt libere, după cum se poate observa, astea se vor strânge primele. Practic, distribuția, ca și la BMW, se strânge, toată distribuția se strânge în ordinea axelor cu came prima oară, da? După ce se strâng axele cu came, spune capacul de distribuție, după aceea se strânge fulia, ultima. Practic, se strâng în ordinea inversă de la întinzător. Se strânge evacuarea, după evacuare, ca lanțul să stea permanent, se strânge admisia, pentru că strângerea este așa, da? Este în sensul acelor ceasornic. Adică, prima oară strângem evacuare, strângem admisie, punem capacul de distribuție și ulterior strângem fulia motor. Fulia motor, care și ea la rândul ei are un dispozitiv de montaj, de un dispozitiv care practic îi arată poziția în sine. Dar o să pun în filmuleț puțin mai încolo. În ce privește arborile, da? Avem acest ghid specific pentru arbore, da? Dacă ne uităm un piculeț, se și vede. Da? Cum se mișcă bine. El aici este poziția lui, ia să văd o lumină. Bun, se observă ce face ghidul în sine, practic blochează în poziția de PMS arborele. Și de aici, mai departe, restul este istorie. Punem capacul distribuției și revenim. După ce strângem cu cheia dinamometrică în ordinea evacuare-admisie, pregătim capacul de distribuție, care trebuie curățat foarte bine pe partea unde trebuie să etanșeze. Da? Îi schimbăm și semeringul de la fulie, de preferat ar fi un Victor Ains, că sunt mai buni calitativ, și ne pregătim să montăm. Bun, se folosește un silicon de la Victor Ains. De principiu, ăsta e unul din cele mai bune calitativ. Se degresează cu el, adică numai că îl arăți și îl ștergi un piculeț așa siliconul, pe îmbinări, în astea, cum e îmbinarea asta de aici și aici, îi dai puțin mai mult, da? Ca să ai etanșarea ca lumea. Da? Tot la fel și din coace. Îl arăți, îl ștergi bine, îl degresezi bine ca să facă priză cum trebuie, să nu fie uleios, să nu fie cu mizerii și așa mai departe. Și ulterior punem capacul. După, bine, asta în prealabil îi dăm un cordon subțire aici, pe toată laterala asta, că aici știm sigur unde vine cordonul. Bun, deci am pus, astea le-am arătat, am arătat și filmarea. Bă, dar ce n-am arătat? Eu n-am arătat balansierul, mă. Uite, la balansier, pe schemă și pe unde, pe scrip, am impresia că e schema aia cu 30 de lei de o plătești, îți specifică că punctele se trebuie să fie în jos. Pe schema care vine pe kitul de calare chinezesc, apare cu căcaturile astea două de găuri în sus. Așa că povestea e în felul următor. De principiu, eu mai mult am încredere în manualul original, că scribul de principiu are manualul de Haynes, decât în ăla chinezesc. Și se pare că suntem unde trebuie acum, da? În pozițiile care trebuie. Ia să se mai vadă o dată, da? Astea două sunt în sus adunate. Astea două de la 4 în forfecare. Cala, o avem. Bolțul cu blocajul pentru strângere fuliei și cele două ghiduri. Și urmează să pun și fulia la punct ca să ne dumirim, să zic așa.
Bun. Acum că este tot poziționat, pregătit, s-a pus folia. Da? Folia are aici o gaură de blocaj care are corespondent pe capacul de distribuție. Acum strângem ăsta de aici și ulterior, după ce s-a poziționat asta, trebuie poziționat senzorul, care și ăsta are un SDV specific. Deci acum, după ce este strâns, întins, pregătit, strângem folia cu ghidul de blocaj aici. Deci să nu uităm, doar e Mustang, nu? Trebuie să aibă el o complicație, neapărat. Bun. Ultimul pas, poziționarea acestui senzor. Da? Are o sculă specială și senzorul. Da? Se pune, se bagă în carcasa asta de aici. Se vede poziția bolțului. Da? O avem aici în partea de jos. Fulie e gata, e strânsă. Senzorul e pus în un piculeț și... A, să nu uităm să scoatem și ghidul de aici. În momentul în care ne uităm pe gaura asta, vedem direct arborele, în poziția lui de blocare, da? Se vede unde se blochează și cam asta ar fi. Deci l-am decalat, nu mai are nevoie de nimic, totul este în conjunctura ideală. Mustang.